Noul antrenor al Politehnicii Iași va avea extrem de puțin timp pentru a cunoaște lotul de jucători înainte de a debuta la timona băncii tehnice a Alb-Albaștrilor. Primul meci pe care ieșenii îl vor disputa va avea loc duminică în dealul Copoului contra Universității Craiova. Sper ca la ora jocului să fim ok din toate punctele de vedere și să dăm o replică cât se poate de bună adversarului pe care îl întâlnim. Iar la fel am mari speranțe în suporterii echipei, spectatorii care o să vină la stadion, pentru că eu cred că vor fi alături de noi și sper din tot sufletul ca și prestația noastră să fie una pozitivă. Politehnica Iași are nevoie stringentă de un rezultat pozitiv care să le dea elan jucătorilor și pentru duelurile următoare. Suntem conștienți de importanța meciului, suntem conștienți că întâlnim o echipă foarte bună, în deplasare, cu jucători de calitate, jucători de echipă națională, cu o istorie în spate, pentru că este un club important, dar suntem pregătiți. Cum a spus și mister, am încercat să punem la punct câteva detalii pentru acest meci. Va trebui să respectăm planul tactic pe care mister o să ne-l dea în ziua meciului și suntem încrezători și sperăm să scoatem un rezultat bun. Meciul dintre Politehnica Iași și Universitatea Craiova va avea fluierul de start duminică la ora 18:15.